Hei, am plecat să căutăm coniac. Avem o misiune clară. Coniac vint. Asta caut. Ceva de 10 ani ar fi ideal. Poate și 25, să vedem ce prețuri sunt. Și Bardar, am auzit de Bardar. Să văd de care găsesc. E bine că nu mai plouă. Și e mai plăcut să te plimbi. Logic. Se poartă încă azbocimentul ăsta. În Chișinău. Multe clădiri, chiar și din astea importante, au acoperișul ăsta vechi, ondulat. Ia uite aici, dacă vrei cetățenie română, pac, vii și te faci cetățean român. Pe aici trebuie să ajungem în parcul catedralei. Dacă mergem înainte pe strada asta. Și din informațiile mele, acolo e și un magazin din ăsta cu licori. Pare să fie un teatru sau ceva. Uite, să cânte Tudor Gheorghe. Deci aici pietonii sunt un fel de semizei. O singură dată nu s-a oprit o mașină să-mi dea prioritate, în rest toată lumea oprește când ai atins trecerea, gata, îngheață tot. Velgar, Wine and Mean Boutique. Doamna vinde cărți. Pe aici și Radisson Blue. Librărie.
Servicii Pază, Ministerul Afacerilor Interne. Ok. Acolo-i catedrala. Торговый центр «Сан-Сити» приглашает вас 9, 10 и 11 февраля на выставку местных производителей. Вас ждут разнообразные. Am mai trecut prin parcul ăsta, dar am intrat prin alt capăt. Aici o cruce frumoasă. Foarte frumos și curat, parcă îmi place. Ce faci? Legea în acțiune. Băi, un cafea, asculti un Scorpions, baloane frumoase. A, uite aici picturi, portrete la comandă. Nice. Foarte frumos. Ce tare elefant. Dumneavoastră le pictați? Foarte frumos. O să le pun pe YouTube, dacă nu vă deranjează. Vă fac reclamă. Cam cât costă un tablou? Da, din România. Da, acela fost aici, vă cunosc. Nu am mai fost. Ieri am fost, nu, dar pe aici chiar n-am trecut deloc, e prima oară. Aha, ce? Elefantul mi-ar plăcea. Elefantul, 400 de euro, da. 400 de euro, foarte frumos. Când vin data viitoare, dacă aduc mai mulți bani, poate îmi cumpăr unul, că e prima oară când vin la Chișinău. Nu, am eu o față mai comună. Chiar n-am fost. Am fost acolo la catedrală ieri, dar pe aici. Pe aici păi trec oamenii, văd asta.
Păi da, știți cumva, e un magazin de coniac, de unde poți să cumpăr un coniac? Da. Pe aici în zona? Da, da. Treceți drumul. Da? Da? Și le cuți mai încolo. Deci eu sunt ca șoseaua prin strada și principală și în stânga, da? Și este Miliștii Mici, așa. Miliștii Mici. Ok. Și alături este chiar piscări, așa, și vedeți acolo coniacuri multe. Vă mulțumesc mult. Da. Ok. Sărbă bună, o zi bună. La revedere. Foarte drăguță, doamna. Frumos. Cina cea de taină. Ah, ce tare e asta. Foarte frumos. What? Care? Uite aici. Două fantome joacă șah. Foarte talentați oamenii. Razvite. Mergem după coniac. Avem misiune. Doamna era convinsă că a mai trecut. Cred că e o tehnică de vânzare asta. €400 dacă e făcut chiar de mâna omului, fără AI ceva, probabil că merită. Nu sunt un cunoscător de artă, dar ce e frumos, e frumos, îmi dau și eu seama. Poate îmi ziceți voi prin comentarii ceva. Plac semafoarele astea cu timer pe tot. Știi cât ai de așteptat și ca șofer și ca pieton. Trolebuzele astea citisem că sunt făcute în Belarus. Dar își fac treaba. Mașini de toate felurile aici și vechi și ultimul tip. Trei, doi, unu. Go! Ia să vedem. Am trecut și noi. Cioșcuri din astea cu cafea peste tot. Ia uite ce de flori acolo. Aici vii să iei flori. Barza albă. Hai să vedem. Haideți că doamna de aici m-a întors. M-a convins să cumpăr de la Barza Albă un coniac de la Bălți. În regiunea Bălți, au făcut la Bălți de 10 ani. Am plătit pe 750 de mililitri 83 de lei românești. Mi-a zis că vintul nu e cum se spune și că ia, în fine, dânsa vindea, clar, dar m-a convins să încerc și ce vindeau dinși. Acum o fi bine, n-o fi bine, oricum îl iau mai mult ca suvenir, nu sunt vreun băutor fruntaș. Mai mult așa la un amic, la dacă vine cineva în vizită. Și
Mi-a zis în schimb de bardar ăsta, că e ok. M-a trimis aici la spre vale să găsesc eu un alcool market, înțeleg. Și acolo găsești cam de toate. Baloane cu heliu. Și putea să-mi umplu mașina cu baloane cu heliu și poate ajung mai repede acasă. Tucano, aici are să fac stânga. Ok. Muzica e frumoasă aici. Alcool market. Asta e. De 12 și de 10. Și ăsta e prețul. Și vint. Vint e mai ieftin. Uite și alt vint. De 12 ne băgăm. Gata, am luat și un bardar de 12 ani și am terminat și cu coniacul. Și doamna de aici mi-a spus că bardarul e ok, mai ales de 12 ani. Și să vezi ce băută trag acum când ajung acasă.